Hai cu neața la cafeluță. De fapt, nu e o cafeluță, este un cappuccino pe care îl am frat de Cezarau. E bun. O, nu e cum e cafeaua. I-am luat cappuccino de Cezarau pentru că eu am rămas fără cafea. Nu și țigările. Și ea pica. Să vă zic. Beau foarte multă apă în ultima vreme. Că trebuie să mă hidratez. Nu de alta, dar am pățit-o, fraților. Am pățit-o vreo 3 zile la rând, m-am simțit rău. Cred că astăzi începe așa ușor să-mi revin. Încep să-mi revin. Te-a gândit omul meu să-mi facă programare la lecții de surf. El a zis, vreau femeia mea să știe să stea pe plac. Și femeia lui s-a dus ambițioasă de fel și s-a urcat pe placa aia de mai multe ori. De mai multe ori a căzut în apă, de mai multe ori a înghițit apă. Că, da, Alința știe să mate, dar nu știe să țină respirația sub apă. Și de fiecare dată când sunt cu capul de desubt, ia apă la bord. Și vă dați seama că mi s-a făcut rău. Am mâncat și în ziua aia, am și mâncat, am băut și două cafele și a fost nașpa. A fost nașpa rău de tot. Încă mai simt că este nașpa și tocmai de asta trebuie să stau să tot timpul așa cu paharul lângă mine de apă și să beau tot timpul. Mi-am cumpărat niște paie din astea că mi-e mai ușor să beau apă. Mă uit la camera asta să văd dacă este dreaptă, pare să fie puțin într-o parte, dar ai, nu cred că o să vă deranjeze prea tare. Astăzi o să încep un nou clip între vloguri. N-am mai făcut asta de ceva vreme și mi-e teamă să nu uit să stau cu camera în față. Adică să fiu conștientă că eu dețin controlul camerei și că eu trebuie să deschid când trebuie să vorbesc, că eu trebuie să o închid și nu mai e Cezarau cel care se ocupă. Da, Cezarau se pregătește acum pentru că i-am spus că mi-ar plăcea să fac niște pancakes după atâtea zile de rău și de simțit nașpa și așa. Aseară, de fapt, m-am simțit atât de înfometată după zilele alea de rău pentru că n-am putut mânca foarte mult și n-am putut mânca mâncare normală. Am mâncat ceva mai ușor de fel, cum se mănâncă în mod normal. Un om normal mănâncă mâncare sănătoasă, eu nu. Și la seară i-am zis, vreau să mergem la burgerul la nebun pe care l-am găsit, unde am fost de două ori și n-am apucat să mănânc burger. Mai am mâncat ceva mexican și a doua oară ceva pe sănătate, o salată de fructe. Și am promis că merg acolo să mănânc un burger. Am fost și n-am reușit să mănânc pe tot, încă mai este în frigider din el. Dar astăzi vreau un mic dejun așa cum am eu poftă, cu ciocolată, cu Nutella, cu banane, cu să fie pe nebunie. Vă puteți imagina că la ora 2 și un sfert cu amiază eu vă vorbesc din micul dejun? Da. Dar până atunci ne bem cafeluța până e gata, boss. Am hotărât să mergem la Pepito să cumpărăm ingrediente pentru pancakes. Și am impresia că Cezarau uite-mă casca și-a uitat casca să mă, da. E de fel, nu și-a casca sus, o lasă pe scooter. Pam, pam. Hai cu neata și cu toate alea la Alina pe vlog. Oricum, mă așteptam să și dispară, că sunt oameni care au nevoie. Hai, dar de fel nu, de fel nu se întâmplă asta. Spirituală. Stai că dacă tot m-am întors, iau și băbițele, că poate îl găsesc pe albiciosul la Pepito. Am întotdeauna cumpăr băbițe pentru albiciosul meu de la Pepito, că zilele astea nu l-am găsit. Sau cel puțin de când ne-am întors noi acasă. Am obosit Cezarau. Hai la Pepito. L-am găsit pe ambițiosul, mami, te-am găsit astăzi. Unde ai fost zilele astea? Ai fost plecat, iubita mea? Frumusețe! Hai să te adezi, mămica. Ia uite, mami. Hai, vine aici. Vine aici, stau. Ia uite.
Ia uite la mine. Încă de anul trecut îți au plăcut foarte mult astea. Și ți-am luat la Minaxel. Da. Ia uite, mă. Hai, mă. Uite. Ia uite. Haide, ieși pe acolo. Hai, mă. Hai la mine. Ia uite. E bună, știu că îți place, că ai mai mâncat și de-a trecută și... Îi plac, uite că îi plac. Așa, uite că îmi place, dar mai cost. Îți mai păstrează mami și pentru data viitoare, da? Bun, îți mai pun o mână. Eu fi și sete și probabil că din cauza asta nu mă mâncă. Hai, ia și papi. Păstrez mami și pentru data viitoare. Deci le dau acum pe toate, o să mănânci, că duci cățel și mănânci tot. Și mâine n-o să ai ce să mai fac. Moisețe, el e prietenul meu. Prietena ta de ei, să știi că i-am dat aseară și n-am mâncat, nu i-au plăcut bobițele. Tu fac, mămică, ți-e foame. I-am găsit. Acestea sunt. Așa iau de fiecare dată. Și o să trebuiască să mai iau ouă și ciocolată. Ouțe, dar o să iau așa, 4. Am găsit și ciocolata. Aceasta este. Am scăpat de gătit în seara asta. Cezărică s-a hotărât să vină să-și ia niște pui de la oamenii ăștia. Au un crispy chicken foarte bun, delicios. Am mâncat și burgeri de la ei, dar nu e așa de... E așa. Nu pare să fie ok. E așa când ți-e foarte mare foame. Când ți-e foarte mare foame, dai 5 lei pe un burger aici și ai terminat cu foamea. Dar în schimb, aceste bucăți de pui sunt... Nu! Au doar, copanele. Acestea sunt delicioase. Ce mulțumesc și nu mai au. Aia. Ce te faci, Cezărică? Ce mănânci în seara? Am eu o altă combinație. Eu am rezolvat-o. Pe mine m-am rezolvat. Mi-am luat niște brânzică, am niște biscuiți crackers acasă, cu roșii. Am zis că o las mai ușor mai pe seară, dacă e că... Dacă îmi fac pofta cu pancakes, seara da, să mănânc asta, mai light. Așa sunt peste tot aici, a? Și mai sunt în... Pe raz de 2 km mai sunt încă 2. Hai, că până la urmă am găsit. V-am spus eu că... Mai știu eu pe aici o grămadă de ștouri din astea, AC Cafe Chicken, doar că n-aveau bucățile la mari pe care le căutam eu, dar am găsit aripi. Alea se pun cel mai bine pentru da. Că sunt carne. Da, da, alea sunt forță. Alea sunt bucăți, acolo puteți găsi și piept și... Da. De fapt, cred că mai mult piept e ăla. Și pulpa superioară. Da. Că... Ei mai vând separat pulpa inferioară și aripile. Dar ok, am luat aripi să pot zbura. Am luat puiul nebun. Puiul nebun din Gimbaran, din Ungasan, din Balaban, ca ăștia niște nume pe aici. Le încurc și între ele. Zic să mă apuc de treabă, nu? O să am nevoie și de o cană de lapte, aveam acasă, o să folosesc doar 2 ouă de aici. Și deliciul clătitelor, care este ciocolățica aceasta cu banane. O să iasă ceva wow. Deci nu vine să cred ce țeapă ne-am luat. Am cumpărat ouă fierte, fraților, ia uitați. În loc să cumpăr ouă proaspete, am cumpărat ouă fierte. Să mă duc la Cezara, o să-i arăt. Să râdă și el. Înțelegeam de ce e ouă atât de greu. În general, ouăle fierte sunt mai grele, le simți la mână. Și zic, bă, ce grele sunt ouăle astea. Vă dați seama ce gălbenuși au în interior. Da, mă, dar ele sunt fierte. Dacă nu cunoști limba și nu știi să citești în limba lor, să radă și Cezara un pic. Cezara, cum fac eu, mă, pancakes cu ouă fierte? Aula, cum fac ouă fierte? Nu cred că o să-ți iasă. Nu o să iasă, cu siguranță. Și că a venit pașa. De ea miroase.
Miroase puțin ciudat. Cred că e de la clocit. Nu, nu e de la. Nu e de la? A, dacă era de la clocit, mi-a sunt. Nu. E o fier. Și eu ce fac? Am pus deja pudra în castron. O să am nevoie de două neapărat. Nu pot să te ajut. De ce? Că n-am doar decât unul. Mă duc să-ți iau. Bine. Mersi. Dacă nu desfăceam pudra, renunțam astăzi la pancakes, dar am desfăcut deja. E... Mă duc să iau în căutarea ouălelor. Dar vezi să fiu o proaspete, să nu fiu o fierte. Chiar n-am cum să le pun la pancakes. Astea le cuveți și le mâncăm. Mie îmi place cum miros. Mănânci tu. Bine. Ai găsit? Am venit Cezar, nu mai are ou de calitate. Nimeni nu mai are. Hai să ne pregătim să facem treabă de data asta. Bun, am adus 10. O, proaspete. Am adus 10, 10 ai? Da? Eu n-aș fi cumpărat 10, îți dai seama. De asta am luat 4, că zic, n-am nevoie de prea mult. Bine, nici n-am găsit mai puține. De 10 unde am părut. Ok. Dacă bagă foc. Să trecem la treabă. Cam așa arată prima rundă. Am rupt una și am gustat din ea, ca să văd dacă s-a copt și este foarte bun, este delicios. Eu de obicei le fac mai micuți așa, cu lingura, ca se fac mai repede. Oh, trebuie să le întorc pe astea. Hai să vedem ce review îmi dă Cezarao la clătitele mele. Cezarao? Ia uite ce ți-am adus. Mamă, ca la video. Ca la televizor a venit. Dă-mi voie să... Aprind lumina prima. Ai făcut așa pe astea mai... Da. Pare că sunt multe, dar sunt micuțe. În mod normal, dacă ți-aș fi adus 3 clătite normale, aha, la mărime normală, la aceeași cantitate am fi mâncat. Vezi că a făcut și Bogdan, mi-a dat mesaj. Din a ce, făcut? Din ce a lăsat acum și le-a aruncat pe toate. De ce? Că în loc de 200 ml de apă a pus 500. Doamne. Dar i-am zis o cană de lapte. E mai bune cu lapte. Da, merge treaba. Îți plac? E bine, da. Cu bănânuț, așa? Mai a venit acum inspirația, mi-a venit posta de editare. Mă, bine. Ciocolata aia cum arată, Doamne, abia aștept să mă înfig în ele. Dar să zic că merge treaba, așa micuțe, parcă păi mai, da. Mai spornite, așa. Ideea e că se fac și mai repede și de așa mi-a venit mie ideea, să le turn cu lingura, să nu le mai turn cu polonicul. Da, un alt fel de pancake. Pancake balineze. Hai, să ai poftă. Hai că a venit momentul să-mi gust și eu clătituțele. Abia așteptam. S-a lăsat și seara până am ajuns eu să termin clătituțele și până am ajuns să le gust. Bine, fără să știe ce zara o i-am gustat și înainte să văd dacă sunt bune. Nebunie. Plăcerea mea vinovată. Plătite cu banane și ciocolată. Am făcut și o rimă. Iar a venit prietenul meu și a cotrobuit prin coșul de gunoi. Ca și voi, câte furnici s-au adunat aici. Mi-a dat de lucru, abia am făcut curat ieri. Da, trebuie să-mi fie învățarea de minte pentru că nu trebuie să mai-mi las coșul de gunoi aici peste noapte. Aia e? Ia uitați-le cum s-au adunat. Ia-ți-o. Sau pe Cezărică să doarmă. Știi ce, în ultima vreme Cezărică doarme mai mult decât mine. Adevărul e că se pune și după mine, pat. Dar, da, mă apuc de treabă și am început o nouă zi aici în Bali. Să vedem ce facem astăzi, în afară de faptul că este duminică și o să facem live. Holding my head again, making my way through crowded thoughts. Sometimes it's hard to get out of it. Broke my heart in the dark,
I was just trying to feel something, falling asleep to the sound of it. Always used to let you clean up the messes. Down on my knees, thought I couldn't stand up on my own. Turns out sometimes you're stronger alone. Bringing out the fight, yeah, bring on all the lightning. 'Cause I'm looking for a hero. Look inside the mirror, I found one. Oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Got burned, but I learned. Our scars make us who we are. Now I'm 10 feet tall over my demons. Remind me no one's got me like myself. Yeah, I love me without any help. I'm the best thing to believe in. So I'm bringing out the fight, yeah, bring on all the lightning. 'Cause I'm looking for a hero. Look inside the mirror, I found one. Oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, eu am terminat antrenamentul și se pare că Ciudărică s-a trezit. Haideți să-l salutăm. Bună dimineața, soare! Așa se trezește la ora 2? Da, ascult știrile. La ora 2 el se uită la știri. E dianca lui preferată. Nu e asta? Asta e din divizia B, dar merge. Merge, a, numărul 1 e, a, cealaltă e mai în vârstă un pic, oare. Da. Ok. Hai, să facem cafeaua. Ceaiul, de fapt. Ia uite. Ți-ai făcut singur cafea, nu vine să cred. Ma, ia uite. Nu vine să cred și a făcut cappuccino singur. Ce bun e. Ți-am adus să încerci ouăle astea fierte pe care le-am cumpărat pentru clătite. Dar mie nu-mi place deloc cum arată guriță. Știi care-i treaba? Ideea e că noi le-am găsit și pe raftul normal. Ne-au stat la frigider. Au și culoarea. Ciudată. Adică nici nu seamănă între ele dacă te uiți. Bă, și dacă într-adevăr, dacă chiar vrei ouă fierte, să fac eu din cele proaspete, să fierb eu ouă. Mă, la ouă? Eu am zis că le mănânc dacă e pasă, dar... E periculos. E periculos, da. Și felul ăsta cum se sfărâmă, iată. Poți... Nu știu. Poți să-ți fac eu o fierte. Nu, sunt tare ciudate, guriță. Arată un fel de, zici că e cauciuc de la statul la soare foarte mult. Exact. Nu știu. Mai bine lasă. Nu, îți fierb eu ouă. E și culoarea și... Am zis că le mănânc, dar nu merge. Nu merge. Hotărăște-te, ce vrei, omletă sau o fierte? Nu știu, o fierte. Eu să-mi fac omletă. Atunci fac omletă. Cu tot. Da, ok. S-a votat. Gata, s-a votat. Rămânem la omletă. N-am aruncat ouțele alea fierte, să știți. Le-am lăsat, le-am pus pe ambalajul lor. Și am făcut bucăți, le-am dus la poartă pentru că am un prietenaș foarte mic care știe că îi mai dau să mănânce. Și atâta timp cât ouăle alea le pot mânca și ei, oamenii de aici, balinezii, cățelul ăla nu cred că o să aibă absolut nimic. Eu sunt obișnuit cu asta, dar noi nu suntem și nu vrem să riscăm, mai ales că suntem plecați de acasă departe. Și nu, parcă n-am vrea să ajungem pe la spital pe aici, nu? Așa. Am tăiat niște ceapă, m-am făcut o ceapă și jumătate de ardei rămas în frigider. O trebuie să-l tai cu mâna. Fata aia a venit și a luat tocătorul, doar nu era să-i spun fetiei, lasă tocătorul că-mi e băie de-a. Dar m-am folosit așa de o parfiriuță, vedeți că am și șumpulița tot pe parfiriuță în teatru. Hai!
este. Asta ca să vedeți și voi că de multe ori nu e atât de ușor precum pare când călătorești. Cel puțin la noi, când călătorim pe termen lung, nu e chiar atât de ușor, pentru că nu la toate cazările îți oferă absolut tot ce ai nevoie, mai ales pentru bucătărie. Aici există doar un tocător, vreo două linguri în astea de lemn, o spumieră, o tigaie, o licică, adică câte una din fiecare, nici măcar tacâmuri nu avem. Avem foarte multe linguri, dar focurițe sunt doar două, având în vedere că aici sunt trei camere de închiriat. Trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Și Alinuța asta face. Se descurcă cu ce are. Așa că nu ne deranjează dacă ceapa sau ardeiul este tăiat puțin mai mare, pentru că nu am avut tocător. E foarte bun, e delicios și cu legumele mai mari. Hai să-mi spui, Cezărică, dacă îți place ce am făcut aici. Aici ai omlețică cu ceapă, ardei și șunculiță. Roșioarele le cunoști? Aici e brânzica aia topită, pe care eu am luat-o ieri. Îți place, nu? Mai ales așa cu crackers? Da, e bună. De așa omletă e bună? Oricum. Și am uitat să pun sare la omletă, să știi. Nu, mi-e ok. E brânzica care completează. Am și asta, caizeusă sau și asta. Și un culiță. Nu mi-a trebuit sare. Dar e bine față de ouăle alea, balut pe care mi le-a dus mai devreme. Le-am lăsat la poartă pentru prietenul meu. Mă gândesc că dacă balinezii mănâncă ouăle alea, câinii n-au. Câini? Sigur că da. Mie mi-e frică de reacții, știi? Aha. Pentru noi. Dar bănuiesc ei, dacă n-au nicio problemă cu chestia asta, noi nu putem să riscăm. Cine știe ce? Începem să potcodăcim după ce le mâncăm. Le-am spus să ne urmărească și pe Instagram, pe Facebook, nu știu, pe TikTok, tu te-ai supărat zilele astea cu TikTok-ul. Eu m-am cancelat cu TikTok-ul. Da, s-a cam certat. Mi-au șters niște clipuri, după care am făcut contestații, le-au pus înapoi. După care mi-au dat un avertisment pe cont, după care am dat contestații și mi-au luat avertismentul și după aia mi-au făcut iar contestații, deci am înțeles niște filtre automate și atunci n-am cu cine să mă bat și ușor cred că renunț la TikTok, pentru că am început să postez foarte des short-uri pe YouTube. Și Reels-ul pe Instagram. Da. Reels-ul deja pe TikTok-ul Instagram. Începe să... Am observat în ultima vreme că nu suntem singurii care a spus chestia asta. Am observat că se cam renunță la TikTok din punctul ăsta de vedere, mai ales pe nișa asta de travel. Și da, ne cam dă bătăi de cap, cel puțin lui Cezar. Eu nu mă am balizat atât de tare. Da, eu muncă în plus. Să gust și eu să văd cum ieși. Eu muncă în plus să bui pe TikTok și când vezi că TikTok-ul nu prea place bine, atunci... Nu vreau să mă laud, dar știu să gătesc omletă. Salina, omletă, da. Abia aștept să se coacă avocado-ul ăsta. L-am luat pentru că în magazin oricum le găsesc așa mai necoapte. Abia aștept, mai are puțin, cred că trebuie să mai țin două zile aici la soare. Îmi place la nebunie să fac salată de avocado cu ăsta, cu usturoi, cu roșii. Sunt disperată după avocado. Mai avem chestii de văzut aici. Înainte să vin, eu mai terminam niște vloguri de editat și mă uitam. Vrem să terminăm de acoperit ce mai avem de văzut aici și să ne pregătim pentru următoarea destinație, de care de fapt este drumul către casă, dar o pauză poate mai lungă într-o altă țară. Nu vrei să le spui unde? Ne uitam după Filipine. Da. Pentru că am găsit zbor din Filipine către România la prețuri foarte avantajoase, undeva din pe luna octombrie. Pentru că acum, dacă vrem să zborăm înspre casă, ne costă undeva la $2,000 pentru amândoi. Și nu mi se pare ok, sunt bani aruncați. De banii ăștia putem să stăm o perioadă în Filipine, după care să zborăm către casă. Și ne costă același... Da. Cam la aceiași bani. Bine, mai avem de stat o perioadă aici, până avem viză până pe 17 și o să mai fie cheltuieli și aici. Nu sunt cheltuieli mari, dar sunt, se adună fiecare zi. Acum să vedem, poate găsim un zbor către Filipine mai devreme, dar asta înseamnă că nu mai acoperim aici ce avem de văzut. Și am văzut aici câteva locuri care merită vizitate. Da. Păi, o să băgăm forță cât mai avem de stat. Băgăm forță pe Bali ăsta nebun.
Dar deocamdată mâncăm omleta asta nebună. Trăiască fratele Bogdan, când ne-am învățat la cuvântul nebun. Era stăul Bogdan. Da. Bun. Cred că o să încheie aici vlogul ăsta, că deja v-am arătat destul, două zile într-una. Uh-huh. Și noi vă mulțumim că sunteți alături de noi. Nu uitați să apăsați subscribe, apăsați și clopoțelul pentru notificări. Un like dacă vă place, Caesar Show, Instagram, Facebook, Alina Daminescu Instagram, Facebook, TikTok și OnlyFans pentru cei ce doresc un alt tip de content cu mine. Aveți link-ul în descriere și în bio pe Instagramul meu. Vă trimite către pagina mea de OnlyFans direct. Vă pupăm, vă îmbrățișăm cu mare, mare, mare drag. Și vă mulțumim că sunteți alături încă o dată de noi, chiar și atunci când nu filmăm. Dar, de fapt, filmăm. Da, și pentru cei care se uită la acest vlog și poate nu au văzut pe cele dinainte, ale tale cu între vloguri, și se miră, bă, oare ce-o fi asta? Acesta este un vlog care se numește Între Vloguri, este vlog filmat și editat de Alina, iar ea filmează... Exact așa cum spune și numele, între vloguri, atunci când noi nu avem nimic planificat. Și am zis că ea se ia Alinuța camera, să înceapă să filmeze, să-și facă și ea mâna și să mai surprindă diverse chestii de ale noastre atunci când suntem noi mai pe chill așa. Da, poate că noi vă amețim cu chestia asta, dar asta ca să vedeți și ce facem noi în prezent. Pentru că oricum noi mai avem clipuri din spate, din Vietnam și pe unde am călătorit, da. Cam o lună de zile. Ca să nu intrați așa în ceață și să înțelegeți despre ce este vorba. Pa!